Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom continua partea a doua a tutorialului iepuraș pentru a decora o coroniță, fie depus în interiorul casei pe ușă, fie afară. Voi termina de lucrat iepurașul, apoi vom face ornamentul cu același fir roz, firul Bravo, cu același croșet numărul 2 și jumătate. Voi lucra piciorușele. Voi începe pe un număr de 6 piciorușe scurte în cercul magic, după cum vedeți. Deci vom face 6 piciorușe scurte. Două, trei, patru, cinci, cel de-al șaselea, voi închide cercul magic cu fir alunecat, așa cum v-ați obișnuit deja. Și apoi, în corespondența fiecărui picioruș, vom lucra o mulțire. Deci, la sfârșitul rândului, vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 2, 4 și continuăm. Noi ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor, acum voi începe să lucrez un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom lucra pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, după care vom face o mulțire. Vom repeta pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Odată obținute cele 30 de piciorușe scurte, vom lucra 2 rânduri de câte 30 de piciorușe scurte, deci vom lua fiecare picioruș în modul în care se găsește. Fără să mulțim, vom lucra 2 rânduri. Iar noi ne vom întâlni la capătul acestor două rânduri pentru a continua lucrarea. Am lucrat cele două rânduri de câte 30 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 2, 3, după care vom face o scădere. Vom continua în acest mod pentru un total de 6 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Deci am făcut deja prima scădere, voi face și pe cea de-a doua și ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Odată obținute cele 24 de piciorușe scurte, vom continua lucrând un picioruș scurt, o scădere. Acestea le vom repeta pentru un total de 6 ori consecutive. Deci am prima scădere, un picioruș scurt,
Cea de-a doua scădere. Un picioruș scurt. Cea de-a treia scădere. Un picioruș scurt. Cea de-a patra scădere. Un picioruș scurt. Cea de-a cincea scădere. Un picioruș scurt. Cea de-a șasea scădere. Iar acum vom lucra următoarele șase piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul acestui rând și astfel, la sfârșitul rândului, obținem un număr de 18 piciorușe scurte. Am ajuns la capătul rândului, avem cele 18 piciorușe scurte, schimbăm firul despărțitor și vom continua lucrând un rând de 18 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl lucrăm așa cum se găsește, iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am terminat rândul de 18 piciorușe scurte, vom continua rândul următor lucrând un picioruș scurt, o scădere, un picioruș scurt, cea de-a doua scădere, un picioruș scurt, cea de-a treia scădere, un picioruș scurt și cea de-a patra scădere, care va fi și ultima, după care vom continua lucrând cele șase piciorușe scurte care ne-au rămas până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul rândului vom obține un număr de 14 piciorușe scurte. Am obținut cele 14 piciorușe scurte. În acest moment noi vom pune un pic de umplutură în picioruș, după care vom continua. Umple puțin, voi pune un pic cu, mă voi ajuta cu foarfecul în felul acesta. Îl am aici la îndemână, de aceea m-am ajutat de foarfec. Îl modelăm în felul acesta. Bineînțeles, putem să-l modelăm și după, însă aici este important. Vom pune firul despărțitor din nou și vom lucra 10 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș îl vom lucra așa cum se găsește, 10 rânduri. Iar noi ne vom întâlni la sfârșitul acestor 10 rânduri pentru a continua lucrarea. Fără să mulțim, fără să scădem, vom merge cu fiecare picioruș așa cum se găsește. Am lucrat cele 10 rânduri de câte 14 piciorușe, după cum vedeți, eu am ajuns la capătul rândului. Voi scoate firul despărțitor, voi pune piciorușul în două și va fi nevoie să mai lucrez alte două piciorușe scurte în plus. În momentul în care am ajuns aici, vom umple piciorul cu melană, însă nu în totalitate.
Pentru că apoi veți vedea, mă voi folosi din nou de foarfec. În felul acesta vom lăsa aici o porțiune neumplută. Voi pune încă puțină melană, să fie în mod egal. Felul acesta. Acum vom pune piciorușul în două și îl vom închide lucrând piciorușe scurte, prinzând de o parte și de cealaltă. Și voi face acest rând de piciorușe scurte cu atenție pentru a ajunge la capătul rândului. Odată ajuns și aici, voi face un ultim picioruș scurt. Voi lăsa firul un pic mai lung pentru a putea coase și voi închide lucrarea. În felul acesta. Deci avem și piciorușele, avem urechiușele. De acum urmează să facem mânuțele. Pentru mânuță vom porni din nou din cercul magic. Firul aici, când trebuie. Din cercul magic vom porni cu un număr de 6 piciorușe scurte. Între timp eu m-am îmbrăcat un pic pentru că este rece în casă. Vom închide acest rând cu fir alunecat. Și vom continua lucrând în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire. Deci vom ajunge la capătul rândului cu un număr de 12 piciorușe scurte. Am lucrat cele 12 piciorușe scurte, am pus firul despărțitor. Acum vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3, urmate de o mulțire. Vom continua repetând aceleași piciorușe scurte, 3 piciorușe scurte, o mulțire. Acum voi face ultimele 3 piciorușe scurte și ultima mulțire și astfel am obținut un număr de 15 piciorușe scurte. Deci aici este ultima mulțire. Avem un total de 15 piciorușe scurte, iar rândul următor vom lucra 15 piciorușe scurte, deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am încheiat rândul de 15 piciorușe scurte, vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. Vom face o scădere vom repeta pentru un total de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte.
acum voi face următoarea scădere. Și continuăm, 3 piciorușe scurte. Ultima scădere. Am obținut un număr de 12 piciorușe scurte. Acum vom continua lucrând un rând de 12 piciorușe scurte. Deci fiecare picioruș așa cum se găsește. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am încheiat și acest rând de 12 piciorușe scurte. Continuăm lucrând 4 piciorușe scurte. 2. 3. 4. Vom face o scădere și vom repeta din nou 4 piciorușe scurte. 1. 2. 3. 4. Și ultima scădere. Am obținut un număr de 10 piciorușe scurte, iar acum vom continua lucrând. De la acesta este rândul 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 9 rânduri de câte 10 piciorușe scurte. Deci 9 rânduri. Vom merge de jur împrejur de 9 ori lucrând aceste 10 piciorușe scurte, iar noi ne vom întâlni la capătul acestor 9 rânduri. Am ajuns la capătul celor 10 rânduri, acum voi scurta firul, voi lăsa o bucată să am pentru cusut și voi închide mânuța. Ceea ce urmează să facem acum este năsucul, gurița. Mi s-a încurcat aici firul. Voi închide în felul acesta. Trebuia să se încurce ceva pentru că altfel nu reușesc să lucrez. Vom face năsucul și voi face în cercul magic un număr de 6 piciorușe scurte. Am renunțat la acel năsuc cumpărat pentru că nu știu dacă dumneavoastră l-aveți sau nu și de aceea voi face unul croșetat, deci 6 piciorușe scurte, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. M-am oprit un pic pentru că am auzit un zgomot suspect la dulap și am guardat, m-am uitat la lustră. Vom închide cu fir alunecat. De obicei dulapul meu face zgomote când este cu tremur. Vom continua făcând în corespondența fiecărui picioruș câte o mulțire. Deci la sfârșitul acestui rând vom avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 4, 6, 8, 10, 2, 12 piciorușe scurte. Vom pune firul despărțitor. Vom lucra 3 piciorușe scurte și o mulțire, apoi, deci 1, 2,
3. Vom continua cu o înmulțire. Vom repeta de 3 ori pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 15 piciorușe scurte. 2, 3, o înmulțire, cea de-a doua, acum din nou 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, ultima înmulțire, am obținut cele 15 piciorușe scurte, iar acum vom face un rând de 15 piciorușe scurte, cu care apoi vom închide năsucul. Vom închide și acesta. Noi ne întâlnim când vom termina acest rând și vom continua tutorialul. Am ajuns la capătul rândului. Voi lăsa și aici firul un pic mai lung. Voi închide lucrarea și vom începe montarea părților principale ale iepurașului. Eu între timp am pus deja o urechiușă, o mânuță, un picioruș, voi continua împreună cu dumneavoastră, voi pune cea de-a doua ureche, vom lua urechea, o vom pune în felul acesta, în două, o vom coase un pic, vom da câteva cusături cât să o ținem fixă, după care o voi aplica. Vedeți, aici este mijlocul lucrării. Imediat în partea opusă voi coase urechiușa. Încet, cu răbdare, pentru că aici este nevoie de răbdare. Este nevoie de răbdare. Și încet, încet o voi aplica și această urechiușă. Voi coase modul în care să stea fix. Între timp vreau să vă vorbesc despre o doamnă minunată pe care am întâlnit-o pe canalele de YouTube. Are un canal de YouTube care se numește Lucruri Iscusite. Face niște minunății din hârtie, din sfoară, din materiale reciclate. Are niște mâini de aur, acea doamnă, nu știu cum se numește, însă m-a impresionat foarte mult manualitatea, arta, imaginația pe care o are doamna respectivă. Cine este amator, dacă va scrie pe YouTube Lucruri Iscusite, este imposibil să nu găsească canalul doamnei. Eu urmăresc ori de câte ori apare un nou tutorial. Astăzi am văzut cum lucra flori de cireș din sfoară. Foarte, foarte frumos. Vă sfătuiesc, dacă doriți, să vă înscrieți pe canalul acestei doamne, pentru că veți avea lucruri frumoase de învățat. Între timp eu continui cu coaserea urechiușei. Așa îi voi da stabilitate și apoi voi continua să pun mânuța, piciorușul, năsucul, le vom coase toate și în felul acesta încet încet ne vom apropia de sfârșitul lucrării noastre. Aici voi pierde firul undeva de desubt. Aceasta este partea cea mai
migăloasă a întregii lucrări. Felul acesta, am ascuns firul, voi tăia ața. Aceste capete de fire întotdeauna spun și repet la fiecare tutorial să nu le aruncați, pentru că ne vor fi de ajutor în momentul în care vom face jucăriile noastre. Le vom folosi precum umplutura. Acum voi pune mânuța. Și când voi ajunge la picioruș, vă voi spune un nou lucru. Deci, mânuța, uitați-vă, iau un punct de reper în modul în care să fie așezate în mod exact, în mod corect. Vă spuneam despre piciorușe. Eu am ales să nu le umplu în totalitate, deoarece vreau să pun iepurașul meu pe o coroniță pentru a face ornament. Însă, dacă dumneavoastră doriți să-l faceți, un iepuraș obișnuit care stă în picioare, vă sfătuiesc să umpleți piciorușele până sus. Deci, în totalitate. Ați văzut, eu nu le-am umplut în totalitate pentru că vreau ca iepurașul meu să stea așezat. Am aplicat și cea de-a doua mânuță. Sper că este de ajuns așa. Oricum nu am copilaș care să-mi tragă de ea, sigur, va bine așa. Copiii mei sunt mari acum, sunt și bunică, cine nu știe. Am doi nepoți frumoși, doi nepoți superbi. Cel mare are aproape 18 ani, cel mic va împlini curând, luna viitoare, 10 ani. Cel mic este cel năzdrăvan. Cel mare este foarte cu minte, de mic a fost foarte cu minte. Și mamaia, cum spunem noi în Moldova, îi iubește pe amândoi, îi adoră, sunt adorabili. Chiar dacă Dario este un pic mai zbăpăiat și el este iubitul mamaiei. Voi pierde firul aici undeva, îl voi scurta și pe acesta și voi trece să cos piciorușul. Vă spuneam că acest picioruș poate fi umplut în totalitate, fără să-l închideți aici și să-l coaseți în modul în care iepurașul să stea în picioare. Însă, cum eu doresc ca el să stea așezat, am ales această opțiune și nu am umplut întreg piciorul cu melană și de aceea am și unit la capete. Acum voi pune piciorul un pic să-mi așez aici cum trebuie. În același mod, aici este mijlocul lucrării unde noi am închis. Din mijloc îl vom așeza în aceeași direcție cu celălalt. Vedeți, în felul acesta, încât să reușim să-l coasem și să-i dăm stabilitate în modul în care dorim. Uit să văd să fie exact. Iar acum îl voi coase.
Acum v-ați învățat, doamnele începătoare, la dumneavoastră mă refer, cred că ați învățat să coaseți și dumneavoastră, așa cum vă spuneam la începuturi, eu lipeam toate aceste părți, componente ale jucăriilor, ale lucrărilor pe care le executam, pentru că doream să fiu mult mai bine pregătită, dar în același timp și să să învăț mai bine, pentru că, așa cum am spus, repet din nou, și eu învăț în continuu. Deci tot ceea ce dumneavoastră vedeți, bineînțeles, este imaginație, este muncă. Caut întotdeauna pe canalele de YouTube în modul în care să nu fie lucrări asemănătoare, vin cu modificările mele, vin cu ideile mele, astfel încât tot ceea ce realizez să fie deosebit de ceea ce deja există și să pun impronta mea pe fiecare. Da, uitați-vă în felul acesta. Voi mai da câteva cusături aici ca să-i fixez piciorușul de corp în modul în care să stea așa cum doresc eu. Chiar dacă durează un pic de timp, pentru că trebuie să găsesc și locurile exacte unde să ies cu acul, așa, pentru a ascunde firul. Ia uitați-vă, iepurica este aproape gata. Nu ne rămâne decât să-i aplicăm năsucul și să-i facem boticul, botișorul. Voi pierde și acest fir undeva de desubt să nu se observe, după care îl voi scurta. Felul acesta îl punem aici, mi-l voi scurta. El va fi lipit pe o coroniță pentru că va fi decor pentru ușă. Uitați-vă, stă în funduleț. Nu știu dacă reușiți să-l vedeți în felul acesta. Acum voi coase gurița. Uite așa, ca un copilaș. Ca un copilaș. Îi voi coase gurița în acest moment, botișorul, năsucul. Voi aplica și acesta, dar înainte de toate, aici voi veni un pic cu firul roșu și voi face un pic de guriță. Voi intra cu macrame roșu, voi intra de aici din mijloc. Dar nu, cred că voi intra de aici, dintr-o parte, mi-ar fi mult mai comod și voi face o mică guriță, în felul acesta. Boticul, inclus 2 în 1, așa se face. All inclusive. O să prind exact mijlocul așa. În felul acesta. Acum marea bătălie este cu lucrările pentru sărbătoarea Paștelui. Eu voi face ceea ce cred eu de cuviință. Nu toată lumea lucrează doar pentru Paște și nu vreau să încalc teritorii care nu mi aparțin.
noaptea aceea voi face lucrările mele, ceea ce mi-am propus, ceea ce consider eu că vă poate ajuta. Așa mai trag o cusătură aici, după care voi ascunde acest capăt de fir. Și în felul acesta reușim să încet, încet să închidem lucrarea. Aici este firul cu care am început, îl voi lăsa în interior. De acesta un pic mă voi atașa pentru a închide lucrarea. Nu aș vrea să se vadă nimic în plus pe față, nu se vede. Și voi face un nod dublu în felul acesta, după care voi scurta firul și abia acum voi coase năsucul. Acel capăt de fir va rămâne în interior, că va face de umplutură. Iar acum cu acul pentru cusut lână voi aplica năsucul și botișorul în același timp pe iepuraș. Așa cum vă spuneam, la atitudinea dumneavoastră, dacă veți dori să-l faceți așezat sau dacă veți dori să îl puneți în picioare. Acum voi coase. Voi fixa aici. Încet, încet, cu pași mici, voi intra și voi finaliza și această parte a lucrării. Sper că am intrat bine. Vom coase totul de jur împrejur. Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care mă susțineți, care mă urmăriți. Vă mulțumesc pentru comentarii, pentru like-uri, pentru cuvintele atât de frumoase care, așa cum spuneam întotdeauna, îmi dau curaj să merg mai departe, pentru că, așa cum am precizat, acesta este pentru mine un hobby. În realitate, eu am lucrez cu totul altceva, dar citind comentariile dumneavoastră, cuvintele dumneavoastră atât de frumoase, de apreciere, sincer vă spun, sunt atât de încântată și așa cum vă spuneam, eu foarte mult, dacă aș avea timp, aș croșeta toată ziua, aș face toată ziua lucrări. De aceea îl las de multe ori din timpul meu de odihnă, îl las deoparte pentru a mă opri aici, în fața camerei de filmat și a face aceste tutoriale. Pentru că în felul acesta și dumneavoastră veți putea învăța anumite lucruri și eu sunt atât de încântată când pot fi de folos.
pentru că este foarte greu în ziua de astăzi să găsești pe cineva să te ajute în mod dezinteresat. Eu am găsit o comunitate în mijlocul youtuberilor de care persoane ce nu, de care eu credeam că nu mai există bunăvoință, cuvinte frumoase, sprijin. Tot ceea ce ar trebui să existe pe fiecare canal de YouTube. Din păcate, nu toți suntem egali, însă eu în cercul acesta de persoane active pe YouTube mă găsesc precum acasă. Încet, încet îi cunosc pe fiecare dintre ei, îi admir pentru ceea ce fac. Cea mai mare parte dintre ei sunt vloggeri, însă pentru mine sunt persoane minunate, minunate. Uitați-vă că am ajuns și la capătul acestei lucrări. Eu sper să vă placă iepurașul. Voi completa, îl voi decora un pic, îi voi pune o mică fundiță aici, sus, așa, o floricică. O voi lipi cu lipiciul lichid. Voi lipi aici, în mijloc, chiar așa, să fie cochetă. Și încă un alt lucru de care nimeni nu a spus nimic, așa, este că nu i-am făcut încă o codiță. Nimeni nu spune nimic. Haideți să-i facem codița. Cum vom face codița? Vom face practic un pompon. Da? Exact ca în modul în care facem pentru moțurile pentru căciuli. Însă eu îl voi face pe mână, în felul acesta. Nu pun pe carton, că nu are niciun sens să pun pe carton. Voi face așa. Cred că va fi suficient. Voi scurta acest fir. Voi prinde aceste două părți între ele. Niște zgomote atât de ciudate se aud afară. Felul acesta. Cu capătul de aici voi lega. Și vom face și o mică codiță. Nu știu de ce, parcă ceva ar mai trebui. În sfârșit, vom face așa. Iar acum cu foarfecul voi tăia. În felul acesta. Și voi scurta în modul de a face un mic ciuf aici, pe care apoi îl vom lipi. Acesta va veni lipit. Așa.
Eu îl voi tăia aici deoparte, pentru că nu vreau să fac în fața camerei dezastru. Felul acesta. Acum voi scurta și acest capăt de fir, dar mai întâi voi lipi codița. Voi atașa la corpul iepurașului, pentru că nu se poate iepuraș fără codiță. Voi lua iepurașul, voi aplica lipiciul aici pe spate. Eu sper să reușiți să vedeți. Și voi pune codița în felul acesta și, dacă este nevoie, voi mai tăia un pic ciuful. Voi curăța din nou un pic. Voi scurta aceste fire. Uitați-vă, i-am făcut și codița. I-am făcut și codița. După care nu am terminat aici. Hai să-l punem așa, să se fixeze codița sa. Stai-mă buono cui. Stai bun. Scuzați dacă uneori mai folosești câte un cuvânt în limba italiană, vorbind toată ziua cu bătrâna în limba aceasta, mi scapă fără să vreau cuvinte în limba italiană. Cred că aici îi voi pune acest coșuleț. Nu. Îi voi pune în brațe acest puișor. Da. Voi atașa acest puișor care îi va ține companie. Îl voi lipi cu lipiciul lichid. Mă gândeam la un coșuleț, însă acela este prea voluminos pentru... Așa, în felul acesta. Ia uitați-vă. Și acesta este iepurașul nostru. Într-un final, apoi, eu voi face aranjamentul și vă voi prezenta totul deja pregătit. Personajul principal, iepurașul, l-am realizat, vi l-am prezentat. Eu sper să vă placă. Vă rog să, dacă vă place ceea ce am realizat, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Cine vede din întâmplare acest tutorial și nu este înscris încă pe canalul de YouTube, puteți să o faceți. Totul este gratuit, puteți urmări ori de câte ori doriți aceste tutoriale pe care eu le realizez cu mare drag pentru dumneavoastră și, bineînțeles, așa cum vă spun de fiecare dată, bine, așa pare să nu aibă niciun aspect. Însă în momentul în care îl voi pune așezat și voi face fotografie, vedeți că îl puteți vedea exact cum se prezintă.
Așa cum vă spun de fiecare dată și spun și fetelor din grup, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Vă doresc o zi minunată în continuare. Sunt Tatiana Andrieș și ne vom întâlni cu noi tutoriale. La revedere!